Nu doar scăderea numărului de cazuri de COVID-19, ci și alte măsuri luate la nivel național arată că pandemia este pe cale de dispariție. Pe cale de dispariție este și șomajul tehnic, platforma națională prin care se depuneau cererile respective fiind dezactivate. La nivel local însă activitatea continuă prin mijloacele de comunicare folosite și până acum de operatorii economice în relația cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. În privința șomajului tehnic și a măsurilor privind pandemia, au început să scadă numărul de solicitări, motiv pentru care platforma de la neofmaici.gov.ro a fost închisă, iar toate solicitările vor fi trimise pe mailul instituției. Noi lucrăm cu agenții economici din județul Hunedoara pe platforma noastră personală, am digitalizat această activitate, motiv pentru care nu este niciun fel de noutate și un impediment. De asemenea, lucrăm inclusiv pe e-mail-uri, unde sunt fișiere foarte mari, le primim pe mail. George Tatomuța, directorul executiv al AJOFM Hunedoara, dă asigurări agenților economici că plățile pentru diferitele prestații din timpul stării de alertă vor fi plătite cât mai curând. Agenții economici din județul Hunedoara nu trebuie să-și facă griji. Vor depune în continuare pe platformele noastre pe care le cunosc deja, pe platforma PISA, iar tot ceea ce înseamnă plata, așa cum știți, a măsurilor COVID, șomaj tehnic, timp redus, acel Kurzarbeit pe care îl știm cu toții, precum și tot ceea ce înseamnă beneficiile către angajatori legat de convențiile pentru persoanele peste 45 de ani, pentru unici întreținători de familie, vor fi plătite la termen și așa cum i-am învățat, foarte repede. Astăzi, 8 martie, ultima zi în care mai este în vigoare starea de alertă, numărul cazurilor de COVID-19 a scăzut din nou, ajungând după multă vreme sub 5 la 1000 de locuitori, fiind de 4,83.